Bună seara, dragi prieteni! Astăzi suntem la familia Cărlan și cu mare drag am venit să o felicităm pe doamna Larisa. Bună seara! Bine m-am găsit, dragi oaspeți, dragi vecini și în special sărbătorita zilei de astăzi. Bine m-am găsit sănătoasă, frumoasă. Vă dorim cele mai calde urări de bine, de sănătate, succese și multă, multă sănătate până la adânci bătrâneți, alături de cei dragi, alături de soț, de copii, de nepoței și de toată lumea. Mulțumim frumos! Așa, hai să începem cu floarea, desigur. Dar dacă n-am bombai. Așa, primiți o floare. Mulțumim! Așa, un coș cu de toate. Convins cu mant, domnul Valeriu, ajutați. Da, de asta, domnul Valeriu. Să-l lăsați la urmă. Vale, pe unii cum merg coșurile astea. Ei, contract. Ei. Și un tort de post. Și un tort de post. Și eu i-am cumpărat maioneză, dar în colorate. Unde era ouă, în colorat cu aici, fiecare roșu. Aici mai am un cadou pentru dumneavoastră. O să vedeți despre ce este vorba. Și acum vreau să vă întreb de la cine vine această surpriză. Dacă nu de la Natasha, de la fetele mele și la băieți, de la cine poate fi? La copiii mei. Bine, eu o să vă citesc mesajul de felicitare și o să vă dați seama de la cine este. În această zi semnificativă am adunat toate gândurile frumoase și urările de bine pentru a ți le transmite cu mult drag. Ne exprimăm enormă bucurie de a te ști sănătoasă alături de tăticul nostru, care ați crescut și ați educat 4 copii. Iar noi astăzi sunteți mândri de noi, de gineri și nurori, de nepoți, nepoate și un strănepot. Ați muncit mult pentru ca nouă să ne fie bine, să nu ne lipsească nimic. Ați făcut tot posibilul și imposibilul ca să putem savura clipele dulci ale copilăriei, trăite în căsuța și ogrăjoara noastră. Să ne vedeți mari și realizați. Vă suntem recunoscători și vă apreciem tot efortul pe care l-ați depus și l-ați investit în formarea personalității noastre. Ai ajuns la vârsta împlinirilor, iar acum te bucuri de roadele pe care le-ai acumulat în decursul vieții. Anii sunt valoroși prin ceea ce ai reușit să realizezi. Îți mulțumim, dragă mamă, pentru că ne-ai vegheat somnul, ne-ai linat și ne-ai mângâiat, ne-ai oferit multă căldură, sufletească și dragoste maternă. Ne-ai susținut în clipele grele și în continui să o faci cu discernământ. Te rogi zilnic pentru noi, ca să fim protejați. Îți sărutăm mâinile trudite și fruntea plină de griji, din depărtare dorurile mai mare și mai insuportabil. Îl resimțim tot mai mult și mai mult. Iartă-ne că ți-am greșit uneori, că nu suntem aproape, măcar în această zi, că nu putem sta cu toți împreună la masa de sărbătoare, că nu te putem cuprinde și să-ți spunem cât de mult te iubim. Să fiți sănătoși, să vă țină Domnul mulți ani binecuvântați, trăiți în liniște și în păcare. Să fiți înconjurați de oameni dragi, rude, vecini și prieteni. Vă cuprind cu mult dor, fiicele Viorica și Lilia, feciorii Igor și Sergiu, ginerii Roma, Vasile, nororile Natasha și Natalia, nepoței Lilian cu Katia, Andrei cu Violeta, Cristian, Valentin, Rostislav, nepoatele Ana și Alexandru și, desigur, cel mai drăguț strănepot, Uilea. La mulți ani încă o dată! Haideți cu aplauzele dumneavoastră! Așa, primiți această felicitare! Și vreau să cântăm mulți ani trească! Asta! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Să fie viața numai lumină și din lumină să dăinuiți, pentru credință și biruință, la mulți ani să trăiți. Pentru credință și biruință, la mulți ani să trăiți. La mulți ani, la mulți ani. Și noi mai avem o melodie pentru dumneavoastră. Vedem o să trecași de o barbă cinste, în special pentru mama, pentru dumneavoastră. Hai că prăjim! Hai să-mi
Sărut mâna ta trudită, mama mea, că m-ai legănat pe brață, of, mama mea, și m-ai mângâiat pe față, mama mea. Azi eu vin la tine, că e ziua ta, măicuță, sufletul din mine plânge că te faci micuță, ca o lumânare, te topești și doare, mama mea. Vin ca altă dată, pe aceeași cărușă, care mă așteaptă să deschid în grabă ușa și să intru în casă, unde am prins la viață, mama mea. La mulți ani! Mama mea m-ai dus prin lume, of, mama mea, ca să te-mi tot ce-am spune, mama mea. De dragoste și tristețe, of, mama mea, și de dorurile vieții, mama mea. Azi eu vin la tine, că e ziua ta, măicuță, sufletul de mine plânge că te faci micuță, ca o lumânare, te topești și doare inima. Vin ca altă dată, pe aceeași cărușă, care mă așteaptă să-mi deschizi în grabă ușa și să intru în casă, unde am prins la viață, mama mea. Lacrimă de înger, of, mama mea, e te-o port mereu în sânge, mama mea. Nici o rău și nici o moarte, of, mama mea, nimeni n-o să ne despartă, mama mea. Azi eu vin la tine, că e ziua ta, măicuță, sufletul din mine plânge că te faci micuță, ca o lumânare, te topești și doare inima. Vin ca altă dată, pe aceeași cărușă, care mă așteaptă să deschid în grabă ușa și să intru în casă, unde am prins la viață, mama mea. Azi eu vin la tine, că e ziua ta, micuță, sufletul din mine plânge că te faci micuță, ca o lumânare, te topești și doare inima. Vin ca altă dată, pe aceeași cărușă, care mă așteaptă să deschizi în grabă ușa și să intru în casă, unde am prins la viață, mama mea. Doamna Larisa, vreau să aduceți un mesaj de mulțumire copiilor dumneavoastră. Mulțumesc copiilor care mă stimează așa de mult ca mamă. Mulțumesc nepoților că ei tot mă stimează frumos, tot mă împăsunat toți și mă felicitat azi. Mulțumesc nororii că am un noră de aur. Aceasta este rodul muncii dumneavoastră, copiii. Da, la mulți ani încă o dată și să vă trăiască copiii. Și într-adevăr, să nu uite niciodată că părinții așteaptă cu mult dor, cu mult drag acasă.